Avem un avocado. Eu mi-am pregătit și o tigăiță. Așa. O pâlnie. Acesta este uleiul. Vedeți? Ia uitați-l. Voi avea nevoie de un storcător pentru din asta pentru ca să facem piure. Și aici am făcut, am scos și am uscat pulpa. Imediat vă arăt. Și o să mai avem nevoie și de tifon. Deci un tifon sterilizat. Și acum voi avea nevoie de un cuțit. Am să tai avocadul în două. Așa, să scoate. Ia să vedem cum este. Vedeți? Și am să scot pulpa. Și am să scot pulpa cu o linguriță. Acesta este foarte copt. Așa. Și o să apăsăm așa. Îl puteți pune și într-un blender să-l faceți. Și acum îl vom pune pe foc. Ia să vedem. Deci este un ulei foarte hrănitor și foarte hidratant. Este foarte bun pentru piele, pentru păr, pentru unghii, pentru ten. Așa, și acum îl vom pune pe foc. Și la foc potrivit o să amestecăm mereu. Așa, până iese toată apa din avocado. Și o să vedeți că se vede uleiul deasupra. Îl puteți adăuga în orice fel de cremă folosiți. Câteva picături. Așa, și am să pun pe foc. Așa. Biscuiții cresc și vom avea nevoie de o pâlnie mică, de un vas de sticlă unde să punem. Eu fac puțin pentru că folosesc puțin și de fiecare dată când am nevoie mi-l fac. Și această presă. Așa. Vedeți și încet, încet amestecăm, amestecăm, amestecăm până scade puțin și până se usucă puțin. Deci cam așa. Ia uitați, așa ar trebui să iasă, vedeți? În momentul când o să punem degetul peste, să vedeți cum rămâne uleiul. Așa, și punem pe foc. Între timp vă arăt și cum se face, vedeți? Eu dacă pun degetul, ia uitați cât ulei este. Așa. Și să vă arăt cum îl scoatem. Așa, voi avea nevoie de o bucățică de tifon. Aici am, cum ar veni, ca o presă. Așa. Și am să tai așa o bucată. Este foarte bine dacă aveți, vedeți, mereu trebuie amestecat o tigăiță care nu se lipește, să nu se lipească, să fie antiaderentă. Așa. Ia uitați. Amestecăm încet până se usucă. Focul nu trebuie să fie mare, la potrivit. Puteți pune și într-o tavă la cuptor și la 50 de grade. Așa, ia să vedem aici cât este de mare.
O să-l tai în două. Așa. Și acum voi pune avocadul meu aici. Îl voi scoate așa cu lingurița și îl punem așa în... Să vedeți cum iese. Și acum împăturim așa bine. Vedeți? Am împăturit și acum o să punem în presa noastră și o să strângem bine, 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 bine. O să pun o pâlnie. Aici mai amestecăm, vedeți? Încet, încet, până se usucă. Durează mai bine de jumătate de oră, încet, încet, să se usuce bine, bine, bine. Vedeți? Așa. Se vede că când scade apa din avocado, este mai uleios. Încet, încet. Așa, biscuiții la cuptor se fac și acum să încercăm să strângem. E să pun așa totul într-o parte. Și să vedem dacă iese. Încet, încet. Ne uitați. Uleiul. Cu răbdare. Și strângem și apăsăm bine, 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 bine. Vedeți câteva picături, cât ne trebuie pentru riduri. Să punem pe riduri. Și strângem bine, 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 bine. Deci eu am făcut din jumătate de avocado, dar voi puteți folosi 2, 3. Și o să aveți mai mult ulei. Așa. Se vede cum iese uleiul, cum curge. Uitați-l. Cum se prelinge. Așa. Încet, și acesta este uleiul. Ia uitați-l cum arată pe mână. Nu știu dacă se vede, nu? Uleiul, cât este de uleios. Așa, și vă dați pe frunte, pe păr. Deci înainte de a spăla părul, faceți fel de fel de măști pentru față, pentru ten. Să știți că este foarte bun. Așa. Am să-l pun. Puneți o etichetă și scrieți ulei de avocado.